Da, și v-aș mai recomanda să faceți și vaccinul antigripal. Poftim? Da, să faceți vaccinul antigripal pentru că vine acum sezonul gripei și e bine să vă faceți vaccinul, da? Pentru că pot apărea complicații nasoale dacă faceți și COVID și gripă și atunci eliminăm Pe una dintre bune, ele. Da, pe bune. da, da, Eu da. am crezut că sunteți un doctor serios, sincer. Dar ce am zis, doamne? Cum adică să-mi fac vaccin? Dumneavoastră cu cine credeți că stați de vorbă? Uitați-vă un pic la mine. Uitați-vă, am eu față de fraieră? Adică... N-aveți. Păi și atunci? Nu, păi... Cum adică? Eu chiar așa credeți că eu mă prostiți cu vaccinul? Eu știu care-i treaba, că vaccinul ăsta e de la Bill Gates, ca să ne bage nouă microchip, da? Și să ne elimine nouă fibra de români autentici. Da. Ce microchipuri, doamnă? Ăsta e un vaccin. Nu, mersi, eu nu vreau nici vaccin, nici microchip, eu n-am chef să-l fac bogat pe Bill Gates. Domnul, în primul rând, Bill Gates ăsta de ziceți dumneavoastră, n-are nicio legătură cu treaba asta, da? În al doilea rând, nu-l faci dumneata bogat, că ăla are, e mega multipluri miliardar în ce vrei dumneata. Așa va plăti ca să ziceți, nu? Doamnă, aici vorbim strict despre medicină, doamnă. Ce naiba, nu se poate. E bine să-ți faci vaccinul antigripal și ca să nu te îmbolnăvești dumneata și ca să nu îi îmbolnăvești pe alții. E incredibil câte prostii poate să scornească oamenii ăștia doar ca să ne elimine nouă fibra de români autentici. Fibra noastră națională. Eu n-am văzut așa ceva. Doamnă, știți ce? Eu n-am vrut să vă zic așa, ca să nu pară că ne lăudăm noi între noi, dar să știți că... Vaccinul ăsta antigripal e 100% românesc. No, o fi făcut la noi, dar e cu rețeta lui Bill Gates. Nu e, doamnă, e românesc, nu de ieri, de azi, e de 2000 de ani, doamnă. A fost inventat de daci și transmis prin tradiție din generație în generație. Este chiar un act de patriotism. Să ne facem vaccinul antigripal. Nu ziceți doar așa ca să-mi fac eu vaccinul? Nu, doamnă, să poate. Credeți că... Păi, dumneavoastră, nu credeți în puterea tehnologică a civilizației dacice? Ba da. Nu credeți în superioritatea lor? Ba cum? Dar se pune problema, cred. Păi și atunci vedeți... Dacii, doamnă, dacii ăștia ai dumneavoastră care au săpat tuneluri pe sub munții Bucegi au inventat și vaccinul antigripal. Da, are sens. Păi are sens, normal că are. Și vaccinul ăsta a fost transmis la românii patrioți din generație în generație până când a ajuns la noi. Știți că Mihai Viteazu avea o vorbă. A spus vorbele astea mari: asta-i pohta ce-am pohtit. Da, cred că am auzit ceva pe la istorie. Ați auzit la istorie, da, normal, da. Așa a spus el când și-a făcut vaccinul antigripal. Că el avea oroare de răceală, de gripă. Știți, de-aia stătea și cu căciula aia în cap tot timpul. Da, înțeleg, da. Să știți că se leagă lucrurile. Da, ce dracu, domnule, dacă nici eu nu știu care-ți dă meserie, vorba aia. Deci facem vaccinul, da? Da. Stați un pic, nu să dau un telefon, că acum mi-am pregătit. Da, auzi, fată, păi tu aveai dreptate cu ce ziceai, da, cu ce ai găsit tu pe site-ul ăla. Deci am vorbit acum cu un doctor și el zice la fel, că dacii au inventat vaccinurile. Da, înseamnă că e bun site-ul ăla pe care l-ai citit. Ce mai zice acolo? Că Mark Zuckerberg și Angela Merkel sunt reptilieni?